Ciao, dragilor, și bine v-am găsit și în acest an 2024. La mulți ani. Să avem un an și pentru Ion și Ioan și pentru Ion și Ioan, voi vedeți cu întârziere că vlogul se postează sâmbătă aia la altă. Am revenit un pic mai târziu decât ne-am fi dorit. De fapt, nu, ne-am gândit că postăm normal sâmbăta următoare, doar că am avut un Crăciun extraordinar. Bănuiesc foarte mulți dintre voi ați trecut prin asta, pentru că din mesajele pe care le-am tot primit pe Instagram, cam asta rezultă, și anume am luat și noi minunata gripă, H.A., dragi laci, ce-o fi, nu știm, dar ideea este că am zăcut lați. Nici acum nu a revenit complet după cât 2 săptămâni acuș. Încă mai tușim. Eu sunt mult mai ok și cu tusea. Mihai este mai rău. O să mergem și la medicul de familie săptămâna asta, că vreau neapărat să-l asculte la plămâni, să vedem să fie în regulă, pentru că foarte multe cazuri am auzit că au făcut gripă și după aia pneumonie și da, normal că trebuie verificat și asta. Dar știm exact de unde am luat, când am luat, în ajun de Crăciun. Nu știm și de ce am luat, da. Și eu am început să am simptome din prima zi de Crăciun, după amiază, dar fix 24 de ore de la contact, deci cam asta a fost. Cam asta a fost timpul de reacție al virusului și 3 zile am fost moarte efectiv, deci cu febră, cu, deci nu mai știam, mi-am pus oțet, șoset în picioare cu oțet, cu, și nu mai știam, compresii cu apă. N-am depășit 38,5, în schimb Mihai a avut febră constant 37,7, 38 pe acolo, cred că 38,5 ai avut și mai mult, dar la el a fost tot timpul, la mine scădea, creștea, dar la el așa a fost, cred că vreo 5 zile. Bine, și m-am simțit puțin mai bine decât tine. Da, el a fost un pic mai... În schimb, și dureri musculare și dureri de închietură. Eu dureri musculare n-am avut. Deci s-a manifestat un pic diferit, dar, na, în principiu, a fost foarte rău. O trebuie să mergem la muncă, trebuie că șefele, pentru că aveam chestii de rezolvat. Bine, miercuri s-a dus doar Mihai, eu nu eram în stare, încă miercuri aveam tot febră așa și el avea, dar eram un pic mai ok. Și cam asta protejat, a fost. Da, cu mânuși și cu mască, să nu cumva să fie. Da, bine. Știam că sunt bolnav și normal că ne-am purtat mască și din astea, adică nu. Dar ideea este că erau chestii urgente care se rezolvau doar atunci și n-aveam cum să nu mergem. Și după aceea, ce am făcut? Revelion, nici măcar am ieșit la artificii. Și bine am făcut, că am înțeles că o mutată ăștia a făcut de artificii în Timișoara și nu știu cât mii de oameni n-au văzut nimic, pentru că erau clădiri în față și nu se vedea nimic. Dar fiind, nu, nici măcar pentru asta ne-am oposit. Am zis, băi, da, în schimb, cât am dormit zilele astea, adică perioada asta, Crăciunul tot, deci marți atunci, cred că am dormit 12 ore din cât am stat, deci dimineața m-am trezit, cred că 12 ore am dormit. Nu puteam să fac altceva, efectiv eram cu febră, cu din astea, cu moleșeală, cu așa, mâncat zero. Mi-am făcut o supă, miercuri, cred că, sau, da? Nu, cred că miercuri. În rest am mâncat numai portocală, așa, câte portocală, două pe zi. Nu puteam să mănânc, cafea n-am mai băut. Am început să beau cafea de 2 zile, n-am început să beau cafea de la Coldrex-ul ăsta, mi-a amplificat gustul la amar în gură, wow, deci nu puteam să mai spun nici cafea măcar. Acum de vreo 2 zile am început, că am început mai întâi cu matcha și a fost ok și acum am început să beau și cafea, dar oricum a fost ceva groaznic, deci nu mai vreau să mai, deci vreodată prin asta și sper nimeni să nu treacă. Dar ideea este că, gata, ne-am refăcut, am zis astăzi hai să încep un vlog frumos, ca să începem și noi să postăm o dată pe săptămână, cum o făceam de obicei. Și dimineața acum ne-am făcut o desface și cumpărături. Și dimineața acum m-am uitat un pic prin revistele alea de mâncare, prin cărți, prin ce mai aveam eu, ca să mă mai inspir un pic așa. Am început cu Chloe, cu sportul, deci nu vă zic, așa moartă coaptă m-am apucat și am făcut Chloe, nu știu cum să vă zic, am zis. Și acum cu mâncarea, să vedem, pe asta trebuie să mai aducem pe făgașul ăla ok, să nu mai mănânc dulciuri și chestii de genul. Și trebuie să mergem și la niște cumpărături, deci chestii de genul ăsta, cu asta ne ocupăm astăzi. Acum o luăm, ce pară mea face, scuzează-te acum, ferească. Acum mergem până la Shopping City, la mall. Dar ce facem la mall? Poți, Mihai, că vrea să uite la nu știu ce. Dar așa, să ne plimbăm. Bine, afară plouă, e urât, e frig, e ca naiba. Să nu ieșim din casă, da. Oricum, de azi cred că vine frigul, parcă nu de azi era. Da.
e rece oricum. Și eu vreau să merg până la un DM și după o să ne oprim la un Lidl. Și acasă. Motiv de ieșit. Da, exact, mai mult așa motiv de ieșit, nu neapărat. Am strâns să dorm în continuu și să stau și gândesc așa. Da, deci... Și cu o chestie pe care am făcut-o în perioada asta, că morți copți, ne-am dus și ne-am cumpărat televizor nou în dormitor. Pentru că aparent ăla se stricase, de fapt nu se stricase, dar... Nu știu care e problema lui, dar... Dacă tot a fost motiv și-o dat semne de... Așa, ne-am dus și ne-am luat Smart TV și ăla din dormitor era Smart TV și ne-am luat Smart TV și în dormitor. Și acum, să vă zic, care se urmea abonament din ăsta pe Amazon Prime și ne-a dat și nou contul și numai ne uităm la filme, stăm pe YouTube, dar pe YouTube nu mai posta mai nimeni așa foarte rar câte un clip așa la care să ne uităm aici colo. Dar ideea este că stăm lați în pat tătă zulica, dacă se poate. Doamne, ce înseamnă să îmbătrânești. Deci eu n-aș fi stat acum, nu știu, 2-3 ani. Eu să stau în pat. Doamne, simțeam că îmi pierd viața degeaba. Adică nu... Să mă trezesc eu, uite și azi m-a trezit la 9. Doamne, eu la 9 să mă trezesc. Nu există așa ceva. Da, da. Până la urmă, ce am de făcut altceva? Mai dorm, mă odihnesc. Ieri am citit super mult. Citesc acum Acolo unde cântă racii. Foarte faină cartea, dar foarte tristă că mi-i zbocesc când o citesc. Dar e foarte frumoasă. Mai am puțin și o termin. Și da, m-am ocupat așa și de mine și de mintea mea în toată perioada asta și a fost super ok. Haideți că nu mai pălăvrăgesc acum, ne vedem direct de la Shopping City, vedem, bem o cafea, facem, vedem ce facem pe acolo. La revedere! Haideți că am ajuns acasă și mi-am pus aici pe birou cumpărăturile ca să vă arăt ce am luat de la Lidl. Dar mai să începem cu începutul, că am fost de la Shopping City și am mâncat cel mai bun cartof de la... poți să închizi șa, te rog? Mihai își face cafea. Cel mai bun cartof de la Cartofel. Îi au, nu știu, bine, nici nu am uitat de mult, ăsta e adevărul, ceva cartof vegetal, veggie potato, așa îi zice. Și așa de fain și lui Mihai a plăcut super mult. Și practic la ei știți că sunt niște cartofi copți care ți-ați făcuți așa și măruțiți un pic în interior și deasupra îți pui diverse chestii, nu știu, brânză, cărnuri, smântânuri, chestii de genul ăsta. E, și veggie ăsta, îi, practic deasupra îți pune niște legumi făcute la grill, cred, sau ceva așa păreau. Ardei, dovlecel, morcov, multe chestii așa și puteți să alegi și un sos, eu am ales un sos dulce acrișor și tofu. Dacă voi, am zis continuat cu Mihai dacă vrea telemea în loc de tofu, da, nu am rămas la varianta de tofu. Măi, dar o combinație de gusturi atât de faină, chiar mi-a plăcut super mult, deci de acum că mergem și ne este foame, știm ce să mâncăm. Ne-am uitat așa prin magazine random și am fost la DM-ul din mall care era pustiu. Că n-am, deci n-am găsit, eu nu știu cum o să aducă ăștia marfă. Avem două mari probleme. Batoanele de la Lidl, pe care le-a găsit Mihai la o fată pe Instagram. Și după aceea le-am căutat pe net și am văzut că în Anglia se găsesc. Cu cocos, cu ce mai găsit, ce mai erau, căpșuni, da, vreo 6 feluri. Știți, la noi se găseau doar două, alea cookies și alea cu ceva... cacao, în fine. Știți, care protein bar, ceva genul schemau, care nu se mai găsesc din luna decembrie, bineînțeles. Și acum am sperat, zic, măi, poate ori adus și la noi, dar și n-am fost atenți încă. Deci, Mihai, oricum, de fiecare dată că mergi în orice Lidl, de fiecare dată ne-am dat pe batoane, n-am găsit. Și acum așteptăm să vedem că nu se bage marfă. Și la DM, voiam și eu un ulei de față, ca să mă mai fac cu piatra aia pe față și așa. Ce mai vreau de la DM? Mai voiam pentru păr, protecții termică, aia, de v-am zis eu, copiază pe aia, wow, și așa, nimic.
Nici mai știu, căutam un bronzer din ăsta, cremă de la Catrice, n-am găsit, zero la Julius, la Shopping City. Și am mai mers la un DM și am găsit ceva, de era ceva nuanța 04, dar nu ăla pe care vreau cum alb. Deci oricum nu găsești nimic, aia e ideea. Deci n-am găsit în niciun DM un ulei de față, nu contează la ce firmă, ulei de față, fii, nu am găsit. Era unul de la Balea care îmi plăcea mie foarte mult, că l-am avut și l-am terminat sticluța și nu mi-a făcut coșul, nu nimic, foarte, foarte mult plăcut ăla, dar în fine. Așa că de aici am luat, uite numai mascara asta, aia care scoci, că nu avea tester, mi-a luat o nuanța 03, că știu că așa am luat eu de obicei. Păi da, ta mascara de sprâncene, că mi-e mai simplu dimineața, când n-am chef să fac creionul și așa, trebuie să nu fie prea închis. Da, nu. Pare ok nuanța, așa că vedeți voi pe aici. Și vă că o schimba pensula. Bine, oricum ăsta e diferit față de ce am mai avut, din ce am observat. Doamna de la DMK ceva nu am găsit. Și de la Lidl am luat așa. Hai să încep de aici. Am luat o linte din asta, ca să o fac eu la oală sub presiune. Am luat o brânză din asta. Hai, facem una alta. Să le avem acolo în frigider. Am luat un iaurt. Asta-mi place să mănânc cu ovă și cu dulceață. Un cașcaval. Din ăsta. Aici am un dovlecel mititel. Niște usturoi românesc am găsit. Altfel nu luam. Niște ceapă. Ceapa foarte sfârșită pe Steaua. Ea nu am numai 3 din astea micuți ca să am acum în casă. Dar trebuie să mergi la piață să vezi. Poate da, găsești... Da, poate găsești ceapă roșie. Așa, am mai luat-o din asta de peci. La fel să fie acolo. Am găsit la aia, varianta aia de reduceri, de la Delux, crema asta de, zice că cremă de brânză cu din asta curmale și stafide. Sunt foarte curioasă să văd cum e în general, îmi plac brânzeturile așa cu combinații din astea. Am luat o conservă din asta de ton în suc propriu, 2 din astea de roșii. O făină integrală, 2 din astea, tot de roșii, da, pasate, 2 din astea de năut, așa, 2 din astea de rondele de măr, când vrem dulce. Am mai luat un pătrunjel din ăsta uscat. Vreau să fac mixul lui Dr. Gregor, că acum dacă m-am apucat și am intrat în aia, am să aminte de toate, știți? Și l-am terminat de ceva timp și tot am zis că fac, doar că oricum trebuie să ajung la un Auchan pentru că n-am găsit pudră de ceapă din astea. Bine, nu-ți găsești pudra noi, dar se știe fulgi așa de ceapă, care dau un gust foarte fain în condiment, nu l-am găsit, dar nu mai am pătrunjel uscat, o să fac mixul, că rest am tot ce-mi trebuie și când mai cumpăr, mai adaug ce mai trebuie. Așa, și am mai luat un... Un din ăsta de batoane. Sunt foarte faine astea și n-au zahăr. Parcă știu că am luat și mă uitasem și știam că n-au zahăr. Îți din astea rău, nu-s gătite niciun fel. Dar foarte buni tot așa pentru când vreau dulce. Și cam astea sunt toate cumpărăturile noastre. De acum o să ne vedem zilele viitoare. O să continuăm vlogul și vedem ce mai facem. Am vrut să mănânc asta, să o deschid, că sunt foarte curioasă de ce gust are. Și să fac și o cafea. Stați că trebuie să vă arăt ceva vis-a-vis de cafea. Stai așa. Așa, nu mă vedeți cine știe ce, dar vreau să gustăm asta. Ia să vedem ce gust are, că sunt foarte curioasă. Deci, e bună, dar e ciudată. Nu știu dacă îmi place. Interesantă. Dar cred că nu m-aș da să fie așa de dulce. Adică nu știu cu ce aș mânca-o. În niciun caz cu pâine o văd mâncată. Parcă nu. E foarte dulce. O mai gândesc dacă îmi place, nu știu. Știți ce vreau să vă arăt? Încă două lucruri. Care tot așa. Adică unul îmi place, unul... Am primit Crăciun. Un cadou. Am primit cafeaua asta Boabe. Starbucks Blonde Roast ala. Nu știu dacă îmi place sau nu-mi place. Și Mihai tot așa au zis că nu știe. În primul rând miroase dubios. Nu știu exact cum e făcută. Am remarcat că
chiar mă gândeam dacă s-o pun în aparat sau nu, că are destul de mult ulei pe ea, ceea ce evităm să folosim cafea din asta uleioasă. Dar am zis că haina asta, fiind o punguță mică, miroase ciudat și gustul nu pot să zic neapărat că... Adică cu siguranță nu a fost o cafea ieftină, asta știu. Dar... nu știu ce să zic, dacă îmi place sau nu. Asta vreau să vă zic, cafeaua asta. Și mai primită cu o chestie care îmi place. Este acest sirop, tot de la Starbucks. Toffee Nut Flavor. E foarte fain. Bine, eu într-o cană de cafea pun o linguriță mică. Ei recomandă să pui 3 lingurițe, cred că 17 grame sau ceva de genul scria pe aici. Și acum înțeleg de ce cafeaua de la Starbucks are gust doar la zahăr și nu o spicy de cafeaua, pentru că dacă pui puta mai lingura din ăsta, vine o lingură mare, nu? Cam așa ar veni. Da. Dar ca aromă e foarte fain. Cafeaua, v-am zis, e așa și așa. Nu pot zic că îmi place neapărat. Dar asta așa de bine, nu vedeți că de la Crăciun, de când am primit-o de pe 24, am folosit de câteva ori, pentru că iarăși, din cauza răcelii și a amplificării gustului ăsta amar pe care l-am avut, nu asta, nici măcar am pus un miros, dar păi să-l gust, pentru că parcă tot așa, mi se părea că are o tentă amărui, dacă nici cafea n-am mai băut oricum. Da, da, foarte ce putem miroase, foarte. Bine, lăsă să mă asumă chimicale aici, da. Așa, din când în când, când vrei să faci o cafea cu aromă, merge. Ceau, dragilor! Bună seara! Am o lumină execrabilă și se mișcă imaginea, dar am ieșit să-mi fac pașii pe ziua de astăzi. Am zis să fac în fiecare zi câte măcar 25 de minute de mișcare și normal fac ploieri, dar având în vedere că avem această iarnă superbisimă, am zis că ies să-mi fac astăzi 10.000 de pași, pentru că e foarte frumos afară, ninge, nu știu dacă se vede, nu cred, în lumina asta, dar e superb, frig, dar mi-a luat frumos jecuța mea, Storm, care merge la orice. Și mi-a luat căștile să mi le pun imediat în urechi. Sigur m-a binuit așa, mă plimb vreo jumătate de ori 40 de minute, nu știu cât durează până fac pașii ăia. Ia uitați, încă mai ninge. S-a trebuit să mă opresc pentru că cred că mă auziți și mă vedeți mai bine. Faza e că azi am făcut doar 3.000 de pași pentru că am stat toată ziua la calculator. Și apropo, am terminat cartea aia acolo unde cântă racii. Doamne, trebuie să citiți cartea asta, este ceva superb. Sper să nu vii un vecin care mă vede și că vorbesc ca nebuna cu un telefon. Deci, cartea aia e ceva superb, superb. Am lăcrimat de foarte multe ori când am citit-o, dar mi se pare atât de umană și atât de profundă și atât de reală. Și face și conexiuni super interesante, așa, între cum e natura, practic, și cum suntem noi ca oameni. Și mi s-a părut extraordinar de inteligent scrisă, de frumos scrisă. Chiar recomand să o citiți. Cred că ar plăcea oricui. E o carte așa care merge citită de oricine. Mi se pare foarte faină și chiar cred că ai chestii de învățat din ea. Și stați așa, am zis, o iau în partea asta. Și mă plimb pe străzi, nebună, vă dați seama. Și... E o carte chiar superbă și finalul a fost neașteptat. Deci pur și simplu m-a ținut așa cu sufletul la gură de la început până la sfârșit. Foarte faină, recomand. Chiar recomand. E prima carte pe care am citit-o pe anul ăsta. Nu, cum să zic eu, nu sunt deloc pe... Nu sunt deloc cu chestia asta, cu target de cărți și... chestii genul ăsta, în niciun caz. Îmi notez toate cărțile pe care le citesc ca să știu, pentru că eu după aia uit. Sunt, cred că, 3 cărți pe care le-am citit în viața mea și le țin minte, în rest eu uit tot. Deci, pur și simplu, mă bucur atunci de moment și după aia, dacă citesc cartea aia, pot să o citesc din nou, ca și cum aș citit-o prima dată, că eu nu mai știu nimic despre ea. Sunt foarte puține cărți care mi-au rămas așa și asta o să fie una dintre ele, cu siguranță, și peste 10 ani, dacă mă întreb de acolo unde cânt trage, cu siguranță o să știu despre ce este vorba. Și eu și la film la fel. Gata, nu mai pălăvrăgesc, acum am pun muzică să mă relaxez. Și
și cred că când ajung acasă sau mâine, nu știu exact să văd, am dat totul pe la Lucian și am mai dat totul săptămâna trecută și mi-am luat niște chestii, nu multe, și vreau să vi le arăt. O băga marfă și tot bag în perioada asta, așa că mai trag câte un ochi din când în când. Dar v-am zis, o să vă arăt eu, ori azi, ori mâine, vedem. Gata, hai, mă pun să îmi bag niște muzică. Ia uite ce frumos. Ha, ce frumos. Iubesc. Nu iubesc iarna, iubesc zăpada. Bine, dar nu exagerată. Cât e acum, să mai țin așa vreo două zile și poți să pleci, că e perfect. Eu m-am încărcat cu energia zăpezii. Bună seara, bună seara! Venim cu sănioara! Mamă, deci chiar a venit iarna și este ger, bine, ger minus 5 la noi, e ger. Știm că în alte părți are României sunt mult mai... Sunt mult mai multe grade cu minus și ăla este ger, de fapt, la noi, așa, pistol cu apă. Dar... Am ieșit acum de la lucru, iar zic că am ieșit, zici că ieșim de la pușcărie. Am terminat lucru pe ziua de astăzi. Și ce naiba zici în tot timpul chestii din astea care n-au nicio... Am ieșit de la lucru. Ok. Da. Și mergem, astăzi este miercuri, Mihai are pauză la sală. Și dacă vă spun unde mergeți, să vă așezați bine pe canapele, pe unde vă uitați la noi, că nu vă așteptați așa ceva. Mergem până la... Sportissimo, în principiu, ca să-mi cumpăr eu geantă de mers la sală. Aplauze. Așa. Tu seam că mă... La Mihai tot mai rău, dar la mine mai bine. Și... Hai să-l scoatem în față. La Mihai tot mai rău. Moare acuș. Facem mișto mereu pentru că... Eu zic mereu că nu mai tușesc. Și da, mereu chihăiesc, dar Mihai, când ai zis că mai tușești, da? Nu, dar de ce? De ce tușești? Da, este o glumă între noi asta cu tușitul acum, mai nou. Deci, m-am hotărât de mâine, atențiune, dimineață, voi merge la sală de 5 ori pe săptămână. Sincer, nici ori mă prea cred, dar abonamentul oricum mă duc, îmi fac o lună, mă duc sigur, că la cât costă abonamentul, trebuie să mă duc. Am găsit eu o variantă. Cumva să vin de dimineață. Uite, o să închei vlogul mâine după ce mă duc la o zi de sală, știți? Că am vrut să-l închid în seara asta, dar eu povestesc eu acasă. Dar mai bine îl închid mâine. Deci ideea este că o să mă duc de dimineață, după aceea merg pe jos până la lucru, pentru că eu sală relativ aproape, fac vreo 20 de minute, deci ok pe jos. Și mă las Mihai că e în drum spre magazin. Și pe aia mă duc pe jos și practic o să trebuiască la sală să mă spăl, să mă machez. Deci, o să fie foarte complicat, n-am făcut asta niciodată, dar trebuie să le depășim limitele. Hai, zic că nu e așa. A fost asta, da. Măi, deci nu se mai poate, frate, nu se mai poate nici cu Chloe, deci o silă mai mare de sport, cred că n-am avut în viața mea. Bine, toată viața am avut silă de sport, dar nu ca acum. Și am zis că nu, trebuie să găsesc o altă soluție pe care n-am mai făcut-o niciodată, că nici nu știi. Știi cum e aia? Sap după diamant și ești la un târnacop de el și te lași, un târnacop? Da, un târnacop. Așa. Și renunți. Ei, eu nu vreau să se întâmple asta. Și am zis că, băi, dacă mai există o variantă... Te-ai uitat pe Facebook în ultimul timp, ai văzut din aia motivațională? Nu. Scuze. De ce? Faci multe similitudini. Ai, acum am lovit înțelepciunea și hai, toate la un loc ce s-au adunat în capul meu în 30 și... Scuze, eu. 3 de ani acușa. Da, deci mă duc să-mi caut geantă de sală, sper să găsesc când trebuie o dimensiune, să nu fie nici mic, dar nici prea mare, dar medii în care să aibă și separat de papuci și foarte complicat. Dar revenim imediat pentru voi. Vreo 20 de minute jumătate de oră pentru noi. Asta este geanta, dar nu are decât culoarea asta și nu vreau. E Nike Brazilia. Aia mi este prea mică și celălalt este prea mare. Mihai o are pe aia. Lui este ok, dar eu având în vedere că am nevoie și de haine de lucru când mă duc.
am nevoie de mai mare și asta e super fain. Am separat pentru papuci, multicompartimente, aici tot așa, are buzunar mare. Și materialul ăsta l-are Mihai, foarte ok. Dar nu-mi place combinația de culori și nu mai ardic pe asta. Am venit până la aici, ăsta e Iulius, noi, clădirea de birouri, dar aici e Iulius, că să mergem și la Bodo, că și el are, și mai bine intrăm și la Bodo, intrăm și la Iulius și trebuie să-mi găsesc ceva. Și ce cețelău s-a lăsat, vedeți? Foarte ceață. Și dimineața era o ceață așa de mare. Mamă, mi-am prins părul astăzi. Vai, steaua lui, trebuie să-mi spăl și să-l coafez, că a spus, mă, nu mâini la sală să fac varză. Sper să fie covrigeia ca cei pe care îi mâncam la școală, în clasele 1-8. Bine, nu sunt ca aia, erau din aia, avea profesora noastră de franceză cu obligărie, vai de mine, și era fix la școală acolo. Trebuie și undeva să fie să-l ușor până ați acolo. Hai când coborăm. Am venit la Iulius și au deschis o din asta de, cum îi zice, un trac din ăla, de la ceambela, de la mei, la munci de aici. Da, și acum, dar nu am văzut să aibă aici în mall să-ți covrigi. Vezi că aici jos au. Mamă, mai putem, las sigur apă. Vezi că am ajuns acasă și am reușit să-mi iau și geantă. Am fost și la Decathlon să-mi iau bidon de apă și l-am găsit pe ăsta și-o luat și Mihai la fel, pentru că e foarte fain. E un din ăsta de 500 ml. În primul rând are și capac din ăsta, știți că atunci când îl pui în geantă să nu se freci tot timpul aici unde pui gura. Bine, el tot din ăsta capac avea și până acum, doar că ce-i fain la ăsta e că ține temperatura de la 5 până la 15 grade 3 ore. Temperatura lichidului dinăuntru. Și treaba asta e o chestie foarte practică, mai ales iarna. Că Mihai, de exemplu, cum el nu bea rece deloc, mare momente când îi cam răcește apa până ajunge la sală și tot așa. Și asta este o treabă foarte utilă. Gentuța de sală. Deci vreau să vă zic că am mers la Iulius Mall și l-am găsit o geantă de sală. Deci nu erau, pur și simplu, n-am avut cum să mă uiți la Hervis. Online, da, sunt la toți, dar fizic, nu. Așa că am luat-o exact pe aia pe care o văzusem la Sportissimo, doar că am găsit-o pe combinația asta de culori. Nu voiam nici neagră-neagră, dar și albastru ăla cu galbenul ăla nu-mi plăcea. Aici o mai avea pe un albastru închis în loc de imprimeul ăsta și așa cu semnul alb. Bine, și dacă voi cu negru, ți-am zis. Cu negru, da, dar așa mi-a plăcut mie mult modelul la asta. Și are aici buzunar lateral mare pentru încălțări. Și aici buzunar, nu, partea asta e pentru încălțări, partea aia altă e tot un buzunar lateral pentru apă aici, de exemplu, sau apă poți să pui și aici. Și are aici compartimentul mare, mai are cu buzunăraș mic, mai are și aici toată partea asta de aici, toată partea asta de aici, dacă vedeți, e tot un buzunar. Mă uit încolo că mi-am pus să văd ecranul telefonului, că filmez camera din spate ca să se vadă cât de cât ok, camera din față se vedea iurea că nu e lumină bună. Și de asta mă vedeți că mă tot uit într-o parte. Și e foarte faină și resistent la apă și tot. Mi-ar fi plăcut să fie, și am dat pe ea, era și la reducere, că a fost 185 de lei și am dat-o cu 130. Mi-ar plăcut să fie mai mic, doar că nu mi-ar încăpea ce am nevoie, porfardul și toate astea, adică chestii pe care o să trebuiască să le am tot timpul la mine. Sper de să funcționeze treaba asta, v-am zis, o să închei vlogul mâine. Știu că rămăsese să probez și hainele pe care le-am de la Lucian, doar că n-am mai apucat să fac asta, dar o să las tot pe mâine seară, că seara asta n-am absolut niciun chef și nu m-a venit. Dacă tot ai să închei mâine vlogul așa. Ideea este că tot am așteptat un colet pe care trebuia să îl primesc de Crăciun, teoretic. Deci, practic, mâine face o lună de când a fost trimis. Mi-a trimis o urmăritoare și am un canal de YouTube, o să vi-l las în descriere, Claudia o cheamă. Și a fost trimis din Anglia, pe data de 11 decembrie, parcă, fie, a durat, nu știu, maxim o săptămână, a ajuns în București. Și de atunci, la poșta română, de pe data de 5 a ajuns în Timișoara, la oficiul la poștal care centralizează coletele. Am vorbit cu poștărița noastră, dar auzi că până nu apare la ea aviz, n-am de unde să mă duc să-l iau, pentru că trebuie obligatoriu să treacă toți pașii. Așa că, cel mai probabil, săptămâna viitoare o să-mi ajungă. Nu cred că mai ajunge. Ce crezi, mâine sau apoi mâine? Eu nu cred că se mișcă ăștia. Deci am spus să mișcă așa de repede? Da. O zis și de la poștărița, o zis undeva, cam o zi, două, ar trebui să mă aștept să ajungă. Așa o păi, dacă i-a ajuns de pe 5, da. Deja au avut, 5 au fost vineri, nu? Deja au fost luni, marți, miercuri, 3 zile și tot acolo e frate, adică nu mai are niciun status de acolo. În fine,
Dar că, știți că mie îmi place să desfac coletele de la voi pe cameră, pentru că, nu știu, așa simt eu, cumva că vă mulțumesc când vedeți reacția în timp real și că știu, na, și eu când dau, ofer cuiva un cadou, îmi place să văd reacția, când vede ce am luat, ce... Da, asta e practic bucuria mea, cum ar veni, și de asta voiam neapărat să deschid pe cameră cu voi, dar nu-i problemă, o să închid din vlogul ăsta și în următorul, sper, nu mai zic cu siguranță, că cu poșta română nu-ți știi niciodată, dar până atunci vreau să vă dau și un cod de reducere care nu-i vreo... faza este următor. Am dat o comandă la Brave Skin. Știți că v-am vorbit în Vlogmas de ei și îmi plac super mult produsele lor. Și mi-am comandat crema, pe care v-am zis, probabil o să o comand la nesfârșit, pentru că și gelul de curățare îmi place foarte mult, dar din ăla mai am. Crema asta, am mai arătat-o eu. La fel, o să vă las din culoră în descriere, dacă vă interesează, vreți să intrați. Și am un cod de reducere, am văzut când am deschis coletul, pentru că am comandat 3 chestii, o să vă arăt imediat. Am un cod de reducere care probabil este valabil, cred că o singură dată, mă gândesc. Și de 10%. Eu vi-l arăt. Dacă vreți cumva să comandați, na, cine comandă primul, bănuiesc că e o singură utilizare ăsta. Dacă vreți, puteți folosi codul, că eu nu comand nimic, că numai ce am luat. Bine, aici sunt cartonele lor în care prezintă produsele. Și ce am comandat? Ah, și încă o chestie care mi s-a părut foarte faină e stickerul ăsta, Brave Skin. Am comandat treaba asta, vedeți că am aici... Am două creme și un gel de curățare. Și vine așa ambalat foarte frumos. O cremă o să o scot, pentru că pe aia o folosesc eu. Și treaba asta o să meargă cadou. Vreau să fac cadou cuiva care știu că urmărește vlogurile noastre. Știu că mereu încearcă ce recomand eu și tot așa. Și voiam să-i fac un cadou cu ocazia Crăciunului. În fine, nu ne-am sincronizat. Așa că am zis că o să-i cumpăr chestiile astea, pentru că sigur le-am văzut în vlog. Și dacă mie îmi plac așa de mult, vreau să-l încerci și ea, așa că le-am comandat. I-am comandat un gel de curățare și crema de față. Așa că eu sper să se bucuri, să-i se potrivească și să-i placă. Și o să-i pun aici și cartonașile astea cu... No, și stickerul și chestiile astea o să le pun aici. Și codul nu-l pun, că n-are niciun rost, dar dacă vreți voi să-l folosiți cineva, cine vrea, poate să-l folosească, să vadă. Că scrie ho-ho-ho, e ceva de Crăciun, dar scrie că e valabil până la 1 februarie, deci oricum e ok. Da, și cam asta e pe această seară. Mă apuc să văd acum să mă îmbrac, să văd cu ce... Bine, am colanți, am echipament sportan, trebuie să văd cum vin pe mine, că eu am o problemă, nu ies oricum din casă. Dar trebuie să văd acum cum vin, asta o să fac parada mode pe aici cu Mihai, să-i cer și lui părerea. Papuși de sala am slavă, domnule, dacă încerc, dar și nu mai am oricum, o să-mi iau una din perechile alea de la Hoka. Știți că am două perechi Bondi 8. Cred că o să iau pe ea colorați cu albastru și așa. Și să văd ce-mi pun în portfart. Să fie foarte ciudat mâine dimineață să fac doar rutina, dar să nu mă machez, să nu știu cum o să funcționeze, o să văd, dar sper din suflet să funcționeze și să mi se potrivească, măcar încerc. Dacă nu e, nu e, aia e, o lună oricum o să merg. Și după aia, nu știu, o să văd ce mai fac. Dar ideea e că vreau neapărat să fac sport. Da, asta e. Ne vedem de acum, cel mai probabil mâine seară. Dacă ajunge și coletul ăla, mi face poșta română vreo surpriză, ar fi minunat. Dar, v-am zis, deja sunt, nu prea am speranțe, pentru că a durat mult, mult prea mult. Deci eu ajuns la București. O sta nu știu câte zile la ei în depozit, după aceea s-o dus în poșta Vamal, o sta și acolo nu știu cât. Sper măcar să sper să am toate produsele. Claudia, auzi că le-am pachetat frumos, fiecare, nu știu ce o să găsesc în coletul ăla, pentru că dacă a fost la poșta Vamal, e clar că o trebuie desfăcute și verificate. Și de la poșta Vamal iarăși le-o întors acolo unde o sta nu știu câte zile și abia de acolo pleca la Timișoara, unde s-a ajuns de data de 5 și tot acolo îs în oficiul ăla poștal. Aia e. Am zis că na, eu fost aglomerat cu Crăciunul, cu astea, dar de acum au trecut și mama Crăciunului și mama Revelionului și pus aici, în oraș, adică și tot nu lucrează nimeni nimic, așa că... Da, pe mine e poșta română, mă scuzați. Da, gata, hai, ne vedem mâine seară, mâine dimineață, la sală, ne vedem mâine dimineață, ia să vedeți voi. Și
După aceea, pe seară, să încheiem vlogul frumos cu un holicel la Lucian. Nu am, nu mi-a luat nu știu ce chestii, dar o să vă arăt. Că mi-a luat el așa un somn, mi-a câte ceva, deci am ce să vă arăt în principiu. Dar asta spre sfârșitul vlogului. Deci, bărăbă! Am ajuns acasă și dacă vedeți multe pungi pe aici, a venit pachetelul de la mămicuța. Nu mai trimis o dată în decembrie, nu știu dacă am filmat, dar acum o tăia porc după Crăciunul tăiat. Și mamă, cât mi-a trimis și ce e aici, vai de viața mea, și, de fapt, nici nu știu ce este în toate pungile, trebuie să descoper. Așa că hai să întorc camera să vă arăt așa pe scurt ce mi-a trimis. Așa, aici acum atât știu sigur că am sărmăluțe, numai că trebuie dezghețate. Dar le lăsăm să dezghețe. Că sarmale cu carne, că i-am zis că de post mai am și eu la congelator, pentru că nu știu să mă la cățină acum mult prea multe. Aici, da, la mama asta înseamnă, i-am zis, mamă, pui numai o bucățică de topiță, două degete maxim să gustăm. Asta înseamnă la mama. Să ne săturăm. Mulțumim, bă, da prost. Punem la congelator, dacă nu reușim. Aici avem jumări făcute. Și într-un din ăsta, cred că în ăsta, sunt jumări și din astea puse la ca să țină mai mult. Aici niște carne la borcan. Două borcane de zacuscă. Dacă voi știți ce este asta, ce e mai tari, ia, vă las două secunde. Asta este corazlă congelată pe care trebuie să fac eu să o fierb. Mă, cred că în weekend, cred că o să o las momentan la congelator, ca atunci când o dezgheț o și fac. Bine, trebuie să o sunt mama, că nu știu exact cum mi-a explicat, dacă trebuie fiartă în lapte, nu știu exact. Dacă nu știți ce e corazla, e primul lapte de la vacă. Și se face așa, lăsați când o să fac, vă arăt, dacă nu știți, dar bănuiesc că lumea știe ce e corazla, mai mâncat, nici mai țin mic câți ani. Așa, pe aici ce avem? Aici ai niște carne, aici au niște carne, asta cred că sigur de porc, aici am, cred că, aici am cărnați, dar nu știam că trebuie și cărnați, cărnați simt că ceva trebuie să văd ce acolo, aici am, ăsta cred că e un bidon de vin normal și astea, ăsta știu sigur că e must și ăla alb cred că e tot must sau o fi vin, nu, cred că e vin, nu, e vin acum arată. Și numai ăsta e must. De exact. Ăsta cred că e numai must. Trebuie să o întreb oricum. Bine, n-am terminat încă vinul pe care l-am utilizat trecut, vă dați seama, mai ales că a fost și bolnavi. Da, bine, ca și cum Mihai ar bea, el nu bea, dar mai băut eu. Aici
O bucățică de șunculiță proaspătă afumată. Hai să mă duc partea altă. Azi că le-am desfăcut ca să văd și eu exact ce aici e pește afumat și aici sunt șorici. Sunt tot congelați și ăștia. Stai, cu partea asta mai aveam o pungă de oase afumate. Și aici avem așa, caș, două bucățele. Aici, asta pare niște pui. Habar n-am. O să văd că nu sunt dezgheț. Aici, aici cred că am caltaboșu. Că am zis că, aolo, dar cred că m-am pus tot ăsta cu caltaboșu. Mamă, ba da. Uleu, păi mănânc caltaboș aici un an de zile. Trebuie să-l fierb eu, că l-o pus direct proaspăt și congelat ca să mănânc proaspăt atunci când mănânc. Aici avem un puiuț. Aici. Ăsta. Ăsta e un dita mai puiu mare, găină, de fapt. Ăsta e dita mai găină aici. Și aici mai avem iarăși care. Deci anul ăsta suntem asigurați cu care, dacă mâncăm noi. Sunt tăiate. Afumată și tăiată. Aici tot proaspătă. Băi, adevărul este că în viața de adult, deci atunci când ești tu adult așa la casa ta, nimic, dar absolut nimic, nu se compară cu pachetul primit de la mama. Deci pentru mine e ceva, zici că vine Moș Crăciun, mai ceva, nu știu, n-am cuvinte să vă explic cât. Bă, nu contează ce-mi trimite. Bă, dar faptul că știu că mi-au trimis ea și mi-au pus ea, nu știu, pentru mine e ceva ce nu se compară cu absolut nimic. Abia aștept să mănânc sarmale cu carne. Arată delicios. Și așa congelat arată delicios. Vă las acum un pic și o să povestim imediat și cu sala și cu tot. Dar mai întâi să pun tot la loc și să fac ce băga la congelator ca să fie treaba bună. Se mănâncă delicios tot. Am cam așa pățită pe mine, m-a ce am mâncat. Și m-am dat cu acest ruj. Minunat. Este un roz atât de frumos, dar asta nu mai lumină naturală cândva, când o să-l port, o să-l vedeți ca lumea. Mi l-a trimis sormea și o să vă arăt imediat că mi-a pus și ea ceva acolo în pachetul pe care mi l-a trimis mama, că au fost acasă de Crăciun. O da, ca lumea. E un ruj de la Maybelline, dar foarte interesant. Am auzit foarte mult de el în online, dar nu l-am încercat niciodată. Și e foarte fain, numai că un pic parcă lipicios, trebuie să văd exact cum se așează pe buzi. Deci, hai să începem haul-ul, pentru că v-am promis că o să vă arăt ce mi-am luat. Prima dată mi-am luat cam așa asta, nu e călcată, numai ce-i spălată, e uscată, deci scoasă din uscător, nu. Cam așa arată, mi-a plăcut foarte mult, vă dați seama că este colorată frumos. Și aici am ridicat așa care un rămașetă din asta foarte lată și cam așa ar veni. Îmi place foarte, foarte mult cam așa asta. Mi se pare minunată pentru primăvară, foarte. Culorile. Ia uitați ce culori frumoase are, superbă. Nu are nicio treabă cămașa asta, dar voiam să vă arăt și vestea asta, dacă tot le-am cu mine. Ideea este că vreau să vă arăt ce mi-am luat, nu acum outfit-uri și alte chestii. Foarte faină, uite așa are umerii ăștia și la spate, tot așa merg până pe spate. Și mi-a plăcut super mult. Am zis cu cămașa albă sau cu mai mea blămaren din astea. Acum, în perioada asta, când se mai încălzește puțin de la afară, cred că o să se vadă super fain. Nu știu acum dacă nu ar trebui să-mi iau S. Cred că ăsta a fost, cred că 40 sau tot 30 și asta sigur a fost 30 de lei, cum așa. Și arată foarte mișto. Îmi place mult asta. Mi-am mai luat rochia asta. Deci, de când căutam o rochie din asta lungă și groasă, nu pot să vă explic. Ia uitați, are mâneci așa un pic balon, vedeți că aici îs strânse așa și este lungă și are niște crăpături aici pe lateral. Îmi place foarte, foarte mult. Am și purtat-o deja cu cizmele pe care am luat-o de la Lucian și rochia asta parcă 50 de lei a fost și să știți că are inclusiv lân în compoziție, deci este atât de călduroasă, ceva de nedescris. Nu-mi imaginam cu o rochie de genul ăsta poate fi atât de călduroasă. Da, asta înseamnă să aibă și o fibră de naturală, de calitate foarte faină. Asta mi-a plăcut super, super mult. Bine, pot să pot și cu cureluș aici, dar nu este cazul la silueta mea. Mi-e ok cum arată așa, deci nu, pentru că mai tare aș accentua burta dacă îmi pun aici, niciodată nu mi-o sta bine cu curele aici în talie. Da, nu, îmi place așa, că e largă, e drăguță, mărimea M mi-am luat-o eu, să știți că mai aveau și cămașă, de care mi-am luat aia colorată și cămașă mai era, deci lejer se găsește. Plus asta am luat-o pentru sormea, bine, i-am trimis poze, am făcut filmări și așa am cumpărat-o, dar vreau să vă arăt cât de frumoasă este aici, în partea de sus, deci de aici,
până aici, are o sârmă. Ca să stea exact așa, să se așeze bine, trebuie dreptată sârma, așa că am spălat-o. Și o să-i trimit un pachet la București. Și aici jos, la mânecă, mâneca e așa un pic clopot, arată superb bine, are și talie foarte mică și atunci automat o să-i se așeze super fain. Apropo, și ea merge la sală și foarte neașteptat, nu așteptam să meargă și să-i placă și are deja, are o lună și ceva, adică merge constant. Da, și i-am luat bluza asta și am luat o rochie. Mi-a mai luat rochia asta, bine, pare super mică, dar e material din ăsta care se tinde mult. Aici în partea sus, dacă știți, am și eu o bluză, așa, pentru că e aceeași firmă. Bine, aia mărimea este am luat ei. Am și eu o bluză, așa, un verzui ceva. La mâneci are așa o crăpătură și lungă, 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 lungă. Și bine, exact așa, pe corp. E foarte frumoasă, i-a plăcut mult și am zis că, na, eu o iau. Ea nu prea e cu hainele colorate, de asta e mai cu bejuri, cu griuri, cu negru, cu... De asta vedeți doar culori din astea când vine vorba de ea. Stați că uitam să vă arăt piesele de rezistență. Deci, am găsit această șapcă. Încă nu m-am hotărât cu Mihai cu este, pentru că îmi place foarte mult. Ideea este că e singura șapcă care nu... Deci, care mi se oprește aici și nu mi-a pas pe urechi. Pentru că am problema asta, poate l-am aici, partea asta mai micuță. Dar au zis Mihai că asta este o șapcă de golf și de asta e așa. Îmi place super mult. E din asta subțirică, așa, materialul e superb. Geaca asta de blugi, care mi-a plăcut. Deci am la gești de blugi, dar n-am niciuna gri, așa că am zis, ia, uitați ce frumos vine cu blugii ăștia. Ăștia s-o de la Lucian, i-am arătat, cred că prin iarnă, le-am arătat prin noiembrie, cred că, sau ceva de genul. Deci mi-a plăcut super mult. Are mâneci așa, largi. Aici, în lateral, vedeți că are capse așa, să poți să o prinzi. Mi-a plăcut extraordinar de mult. Asta cred că a fost 50 sau 60 de lei, ceva de genul. La fel, avea eticheta pe ea. Eu, în general, cam le iau doar pe alea care au etichetă. Mai sunt și excepții, dar mai răruți. Ăsta e un articol din alea pe care le-am luat cu etichetă. Nu m-am putut abține astăzi și când am văzut aceste UGG-uri, știu că, de fapt, așa se cheamă încălțămintea asta, UGG. E, practic, denumirea acestei forme de încălțăminte, sub care arată așa. Și nu neapărat brand-ul, așa m-au zis. Așa că așa am citit pe net, acum nu știu ce să zic. O să le zicem UGG-uri, da? Hai ca să înțelegem. Ia uitați. Talp înalt, frumos. Un maro super. Nu știu dacă se vede aici așa bine. Ați văzut că am filmat un pic în magazin, acolo la Lucian. Și din piele, și zblăniti, și mi-a plăcut foarte mult și le-am luat că le-am pe alea negri și am văzut că nu mi-am imaginat că o să le port atât de mult și că sunt așa de călduroase, așa că, na. Am zis că hai să-mi iau oricum îți diferite, că astea-s cu talpă mai înaltă, spi maro, merg super fain cu geaca mea aia de la Nike și am zis că, na, mi le iau. Chiar mâine o să mă calț cu ele, e super fain, mi-a plăcut foarte mult. Și aici mai am niște colanți, bineînțeles, că nu aveam acum ăsta, partea de sus, am multe chestii de sală, adică am exact cum trebuie, tricouri de la Nike și așa, dar nu aveam colanți decât două perechi și din care una trebuie să iau numai cu ceva mai lung, că nu-mi place micul să vede, în fine, probleme. Așa că am luat colanții ăștia, am luat colanții ăștia care îmi plac super mult. Că au aici și buzunar să-mi pun cheia și au și un fermoar așa aici. Sunt foarte, foarte faini ăștia. Așa. Și am mai găsit și pe ăștia. Toți sunt mărimea M, da, 40-42. M e cam 38-40, da, în fine. Așa. Toți sunt tot așa noi, că vedeți că au astea de etichete. Și ăștia tot așa mi-au plăcut mult. Simpli, negri, asta au o compresie foarte bună și am mai găsit și două bustiere și la bustiere aveam o problemă pentru că nu prea găsesc o susținere foarte faină și aveam eu una de la Lidl foarte mișto, dar n-o mai adus, deci mi-am cumpărat-o acum 2-3 ani, nici mai știu când, dar de atunci nici n-am mai găsit din aia care îmi place foarte mult și atât grijă am avut de ea. Și, da, oricum, n-am, mai am nevoie 5 zile de asta, nu pot să o spăl pe aia zilnic și să o port. Și asta are și un burete foarte gros aici, ceea ce îmi place foarte mult. Și la spate îi așa și un material din ăsta gros, așa, elastic. Și asta. Și asta, care este forma aceasta. Aici, la mine, că am probat-o
așa are burete și la spate vine sub forma asta și aici se închide pe... Asta e tot albă de la deodorantul meu, că le-am probat să văd exact dacă sunt bine ok. Așa, și asta e toată așa din burete, foarte faină și bustiera asta. Mi-a plăcut mult de tot și da, trebuie să le pun la spălat. Deci, echipament de sală am, geantă de sală am, n-am nicio scuză să nu merg cum am spus. Așa de rău îmi pare că nu puteți vedeți culoarea acestui ruj. Este absolut superb, se numește nuanța 45 Capricious. Uite, ăsta este rujul. Superstay Vinyl Ink. Sora mea a zis că i-am încercat rujul ăsta și a plăcut foarte mult textura. Să știți că nu mai e lepicios, simt mai mult așa ca un ulei pe buzi. Cred că e și hidratant. O să-l și port eu așa o zi întreagă să văd cum este, dar îmi place foarte mult, dar culoarea mi se pare absolut superbă. Nu știu dacă vă dați voi seama, e lumina cam proastă. E un roz minunat. Foarte mult îmi place. Super fain. Așa, și mi-am mai luat veșnicul meu top coat pe care știi că îl folosesc tot timpul. Probabil trebuie să fac manicură în seara asta, care arată execrabil. Bine, astăzi mi s-o cojit, că eu nu stau cu unghii cojitii, prefer să mi le șterg și să n-am nimic piele. Și mi-am dat o ojă de la Cupio, semi-permanentă, se cheamă Deep Sea. Oh, e un albastru superbisim. Știi că pe mine mă apuc oricum cu semi-permanentul, nu o să doreze foarte mult. Și un albastru, nu știu cât vedeți voi, mamă, deci este superbă culoarea. Mai am un albastru de la ei, tot așa cu sclipici foarte fain, dar numai că ăla e un pic mai închis și are și alte culori de sclipici în el. Ăsta e numai albastru, foarte miștoi. Super. Și acum, că v-am arătat toate astea, să vă povestesc cum a fost la sală. Să știți că a fost super bine, mi se potrivește bine. După o zi de sală, eu știam oricum că dimineața mi este mult mai ușor să merg la sală, pentru că eu am mai mers la sală dimineața. Doar că, na, cu lucru și cu așa nu aveam cum să mai merg, dar acum fiind și Mihai, în fine. Ideea este că am posibilitatea asta acum și nu știu ce am luat atâta timp să-mi dau seama că pot să fac asta, că puteam să mă apuc din primăvară de anul trecut. Dar, nu, pur și simplu m-am gândit. Deci mi-a venit așa ideea, bă, hai, ce-ar fi să încerc eu să merg dimineața la sală, măcar să văd și așa, alaltieri. La mine știți că așa funcționează când m-a trăznit. Atunci eu și acționez, că altfel nu. Așa zic eu, pur și simplu. Mie când pac, pac, atunci moment. Și foarte mult mi-a plăcut. Ce să vă zic? M-am rătăcit în sală de vreo 3 ori, nu găseam intrarea, o lăsam Mihai și mă duc. Nu știam unde e intrarea în sală, pentru că nu mai fusese niciodată, nici Mihai nu mai fost la sala asta niciodată. Mi-am făcut abonament rapid în mașină pe aplicație, că e foarte simplu, am plătit tot și dau să intru. Bă, sigla aia mare era pus undeva într-un lateral, dar eu am văzut chiosc ar din centru acolo, zic, bă, totuși nu cred că pe aici ai intrarea, dă un aibit, nu intri în sala de fitness prin scara de urgență să urci aia de incendiu. Și zic, nu-i nimica, că e așa, sunt mai multe magazine acolo, mai multe chestii. O iau așa la rând, bă, să văd unii intrarea în sală. No. Când, da, îl sun pe Mihai. Eu nu-i naiba să intru în sala asta, că eu nu știu. Da, Mihai, după ce am ajuns la magazin, mi-a zis, că când am văzut că mă sun, că nu știu pe unde să intre în sală, zic, clar, ai început cu dreptul, e bun. Și când vorbeam cu Mihai, când m-am întors, văd un băiat cu un tână sau o geantă de sală. Zic, mamă, ăsta sigur vine la sală, îl întreb. Mamă, frate, și era o ușiță pe undeva pe care scria trica, un program și pe acolo era intrarea sală. În fine. Am intrat în sală, mă duc la recepție și zic că, uitați, am aplicația, am tot. Știu că trebuie să scanez codul ăsta ca să pot intra în sală, nu știu unde, trebuie să-mi explicați pentru că e prima dată când am venit. Da, scanați aici, vestiarul vedeți, am intrat și vestiarul vedeți că este, o las la stânga, la dreapta, după aceea pe culoare faceți la stânga, iar la dreapta și găsiți vestiarul. Ceva de genul ăsta, dar nu sub forma asta mi-a zis, dar mi-a zis multe stângi și drepte. Și nu am înțeles nimic. Și zic, în gândul meu, mă descurc eu. Ok, bine. Și mă duc. Și să mă vedeți pe mine, cu geaca mea, cu gluga, cu geanta, cu toate așa, încotoșmorat acolo, umblând prin sală, căutând vestiarul. Bă, eu am înțeles că fac dreapta, mă duc la dreapta, dau de-o, băi, deci sala este o monstruozitate. Pe cei care sunt în Timișoara, merg la un gym one. Nu știu dacă toate sunt mari sau așa, Mihai la care merge la fel, eu zic că e foarte mare, el merge la alt gym one, că el merge seara, e mai aproape de casă, așa. La mine este mai aproape gym one-ul ăla. Și, deci eu n-am mai fost niciodată într-o sală atât de mare, am mai fost la săli,
am fost la mai multe săli de fitness, dar na, micuți, așa. Acum, și când mergeam în Bacău, ce mari săli de fitness erau în Bacău. Una care era mai aproape de mine, tot așa micuță era. La Suceava, la fel, am mai mers, tot așa una micuță. Adică aia la Suceava trebuia să sun, să fac programare la ce ori vreau să merg. Ca să fie loc în sal, deci ceva. Așa, și era chiar în centru Sucevii, adică nu, în centru vechi acolo. Dar, în fine, am mers la mai multe săli, așa, și pe aici, prin Timișoara, am mai fost la o sală, dar tot așa mai... Nu era nici mică, dar nu era nicio monstruozitate din asta. Deci, efectiv, eu m-am rătăcit în sală. Eu m-am dus, m-am uitat pe acolo. Bă, și dădeam numai dintr-o încăperi, într-o altă încăperi cu aparat, într-o altă încăperi cu aparat, stânga-dreapta, stânga-dreapta. Deci zici că e un labirint. Pur și simplu așa l-am perceput eu. Și am văzut eu că, bă, frate, nu, stau toți la mine, vă dați seama. Băi, nu-mi imaginam că e atât de aglomerat dimineața la ora aia, la sală, era full sala. Și până la am întrebat o doamnă. Doamnă, nu vă spălați, mi-ai spălat și pe universitarul. A, păi trebuie să vă întoarceți pe ea așa, faceți stânga-dreapta, o să vedeți undeva o boltă cu luminiții, la bolta aia cu luminiții faceți dreapta, mergeți până în capătul culoarului, un culoar imens, lung așa, și după aceea faceți stânga. Și stânga o să vedeți că e bărbuți bărbații și dreapta femei. Zic, bun. Frate, un semn cu vestiar nu puteați pune în sala asta, bă, frate, când merg așa, dau de un perete, că așa mi-a zis și ăla. Și pe aia mi-a zis să fac stânga-dreapta, n-am înțeles, în fine, trebuia să fac stânga, am făcut dreapta. Dar nu, e așa de greu să pui pe peretele ăla un semn, vestiar și o săgeată ca să vadă tot prostul ca mine, de exemplu. În fine, măcar sub forma asta mi-am făcut singur prezentarea întregii săli, deci mi s-a părut super aiurea să zic, pentru că sunt pentru prima dată acolo, să nu-mi explici, să nu vină, bă, uite, pe aici găsește asta, pe aici nimic. Deci dacă eu nu mergeam niciodată la sală, pur și simplu, eu n-aveam ce face acolo. Nu știam să pornesc un aparat, nu știam, mini, m-am descurcat pentru că am mai fost și aveam habar. Dar la unele aparate știu să umblu, bine, sunt foarte multe aparate, eu am mai lucrat cu aparate, mă refer la pentru brațe, pentru piept, nu la bandă de alergat și din astea, doar că trebuie să vină Mihai cu mine într-o dimineață să-mi arate, vreau să-mi fac așa un program, dar momentan fac un pic doar cardio câteva zile ca să-mi intru puțin în formă, dar ideea este că mi se pare super aiurea, oricum costă o grămadă, frate, și nici măcar să nu vii, am fost la un moment dat că era unul pe acolo, care se plimba prin toate încăperile, apoi vă dați seama că când umblam după el, la 5 minute să-l găsesc, adică nu așa. Și nu știu dacă era antrenorul cuiva sau pur și simplu am văzut că se tot plimba pe acolo și mai arăta un alta la o doamnă. Acum nu știu dacă era antrenorul personal sau era antrenorul sării sau habar n-am, dar ideea e că mi s-a părut foarte aiurea să nu mi se facă o minimă prezentare, o nimic. Și după aceea, du-te, văzusem eu când am intrat prima dată pe unde sunt aparatele, ce m-a interesat pe mine. Și m-am dus pe acolo, după aia iar mai găseam vestiarul, că iar mai știam, stânga-dreapta, stânga-dreapta, stânga. Deci a fost horror. Sper, eu sunt sigură că și mâine o să mă rătăcesc cel puțin o dată, garantat, că nu, eu mă pricep la așa ceva maxim, sunt foarte pierdută în spațiu, sunt foarte debusolată în general, când, mai ales când sunt locuri noi. Nu reușesc să-mi creez repere, sunt foarte greu, eu o să-mi iau câteva ture, o să mă duc. La un moment dat nu știam cum naiba să pornesc bicicleta eliptică. Eu știam că, bă, trebuie să mă urc pe ea dacă nu s-aprinde nimic, dacă n-are buton de start, trebuie să mă urc pe ea și tip ce pedalez, trebuie să aprindă, că așa funcționează. Mă urc, dau de două ori din picioare pe acolo, nimic. Văd o doamnă în dreapta mea și eu, da, era pe bicicletă. Să dați seama, toată lumea căști în urechi, ce să fac? Ăla nu era prin preajmă ca să-l întreb. Bă, eram, știu, băieți pe acolo, dar la fel căști în urechi, bă, adică să mă duc la un băiat să bat pe umăr, să scoată casca, să-mi răspund, mai bine mă duc la o doamnă. Mă duc la o doamnă acolo în dreapta mea. Mă scuzați, nu auzea, bineînțeles că așa, bat pe umăr. Deci cred că cei care au prin sală, dar cumva m-au urmărit, s-au amuzat teribil. Bat pe umăr. Zic, îmi cer scuze că vă întrerup. Știu că nu e ok. Știți cumva cum pornește aparatul ăsta? De aici că, băi, nu știu, că la el n-am lucrat, aș găsit-o. Dar știu că, în general, dacă te uși pe el, dar trebuie să pornească dacă e același principiu cu aparatul la care eu lucrez, chiar lucrat la alt aparat. Și păi, am încercat așa asta. Surc femeia pe el, dă de mai multe ori din pedale față de când am dat eu și pornește aparatul. Zic, nu pot să cred așa ceva. Dacă mai dădeam încă o dată sau de două ori, pornea și la mine, știi? În fine, da, a fost o chestie amuzantă. Eu vă povestesc așa, să vă amuzați de peripețiile mele de astăzi de la sală. Dar așa, în principiu, a fost foarte fain. Nu m-am machiat la sală sau din astea, m-am aranjat la lucru pentru că nu, era prea mult lume, nu mă simțeam confortabil. Și am zis că las, mai bine îmi văd eu de ale mele. Așa că am avut mult mai multă energie astăzi. La ora 3, când în mod normal mă las somnul, nu mai las somnul.
N-am mai simțit nevoia de cafea neapărat, că de obicei cam așa pe la 3, mă, știți că e ora aia critică, când te apucă toate cele și mâncare și nici foame, nu. Deci chiar mi-a fost super ok, m-am simțit super bine. Am ajuns dacă e entuziasmul ăsta din început sau o să mă țin, eu sper din suflet să mă țin, pentru că cred că asta ar fi varianta ideală pentru mine. Seara să am timp, uite, să filmez, să fac mâncare, bine, mâncare nu-i cazul pentru că tocmai am primit porcul, dar... Știți, na, nu, eram tot timpul seara într-un stres. Acum fiecare, pentru fiecare funcționează altceva. Na, e pur și simplu, de-a lungul timpului, probabil ați văzut că am încercat fel și fel de lucruri care au funcționat, altele nu, altele pe jumătate și tot așa. Dar ideea este că vreau neapărat să fac sport pentru sănătatea mea și să arăt mai bine. Că acum, na, bineînțeles că asta vine oricum la pachet, dar în primul rând vreau să fac pentru sănătatea mea. Și știu că e nevoie și văd că de multe lucruri s-au schimbat în organismul meu și vreau neapărat să fac asta. Na. Și de asta încerc orice metodă. Acum o să văd. Eu mi-am propus să merg de luni până vineri, în fiecare dimineață. Acum să văd și cât o să mă ții. Adică pur și simplu, i-am zis lui Mihai că mai era un abonament să mergi doar de 14 ori pe lună. Dar i-am zis lui Mihai, eu dacă nu merg zilnic, efectiv să știu că asta este ziua mea de luni până vineri. Merg la sală, merg la lucru, merg la sală, merg la lucru. Eu dacă așa, eu încep să amân. A, da, lunea. A, da, n-a chef să mă duc azi la sală, las că mă duc mâine, că mai am încă 4 zile, că ar fi trebuit așa să mă duc de 3 ori pe săptămână, cam așa ar fi căzut dacă m-aș fi dus să fac abonamentul ăla mai mic. După aceea, și cum pare eu că făceam sală miercuri, joi, vineri. Că așa făceam. Luni amânam, marți amânam, că eu mă știu pe mine. Și zic, nu, las așa frumos, știu că am dat bănuțul mai mult, să știu că trebuie să mă duc ca să își... Na, banii ăia să simt că i-am dat pe ceva și sub forma asta frumos merge Ionuța la sală de 5 ori pe săptămână, cel mai bine. Bă, că nu pot într-o zi să fac nu știu cât, nicio problemă, fac mai puțin, dar mă duc. Și pe lângă asta îi drumul, deci am dat peste cap ceasul, m-a felicitat, că vai, cât mișcare am făcut, că am făcut vreo 50 ceva de minute, aproape o oră am făcut, pe dați seama că am făcut sală și după aceea cele 20 minute de la sală la magazin de mers, la fel, el că recunoaște automat că fac mișcare dacă merg în continuu. Și atunci au văzut că am și mers și le-au adunat. Dar și mersul la 20 de minute, bă, tot este mișcare pentru mine, pentru sănătatea mea, sunt aer poluat, dar aia este. Ideea este că mă mișc. Da, și cam asta a fost experiența de astăzi cu sala. Am amuzat, am râs după aia cu Mihai că am ajuns la lucru. Dar n-am chestia asta, adică nu mă interesează stânga, dreapta, vai mirușinii, vai... Asta este, mă duc, îmi cer scuze, întreb dacă e ceva, mă descurc, adică, pana mea, doar nu omor pe nimeni dacă pun o întrebare și așa. Na, și asta a fost. Și de acum o să vedem, vă țin la curent săptămâna viitoare, când, în următorul vlog, de fapt, cum o să mai fie. Da, asta este. Dragilor, v-am lăsat, cred că a ieșit kilometric vlogul ăsta, pentru că v-am povestit foarte multe chestii și am vorbit destul de mult, știu. Dar, na... și nevorbită de atâta timp. Așa că de acum o să ne vedem cu niște vloguri mai normale, 20 și un pic de minute maxim, săptămâna viitoare. Și vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și ne auzim sâmbătă la ora 8. V-am pupat! Ciao!